Cine nu are un bătrân să și-l cumpere, spune o veche vorbă românească care se pare că nu prea mai este la modă în zilele noastre, nu însă și pentru cei care au crescut împreună cu bunicii sau pentru cei pe care bunicii i-au ajutat să crească, să prindă aripi. Mircea Dumitrescu este unul dintre exemple. Zilnic în casa bunicilor, locul unde Mircea a copilărit, vioara era nelipsită. Astăzi, după 13 ani de când a luat vioara în mâini, pentru Mircea nu lipsesc premiile și toate le dedică celui care de sus îi veghează pașii. Vă invit să-l urmăriți pe talentatul violonist Mircea Dumitrescu în minutele următoare într-un nou reportaj din cadrul campaniei Cred în România. A fost atras încă de când avea 5 ani de sunetul viorii și de vibrațiile ei, iar povestea întâlnirilor a fost una impresionantă. Catalogat de cunoscător drept genial, Mircea Dumitrescu simte, trăiește și respiră muzică. Povestea mea este una frumoasă. Am început studiul viorii la vârsta de 5 ani, împreună cu străbunicul meu. El m-a învățat primele note muzicale și studiile teoretice. Îl ascultam pe străbunicul cântând în casă, aproape zi de zi, el stând la noi și venind destul de des, locuind la țară. Și eu stăteam foarte mult și îl priveam cum studia și cum cânta. Și îmi plăcea foarte mult să stau să-l ascult. ...60 de premii întâi la concursuri naționale și internaționale, 5 mari premii cu trofeu, 4 premii speciale și lista poate continua. Acesta este până în prezent portofoliul lui Mircea Dumitrescu. Toate premiile și distincțiile obținute au venit ca o confirmare a muncii și talentului său. Primul pas important a fost atunci când... am venit în liceu, la Liceul de Muzică George Enescu și am avut examenul de admitere în clasa 1. Profesorii de muzică m-au evaluat și mi-au dat tot felul de probe, de la ritm, la bătăi, la solfegiat și eu eram foarte bucuros pentru că îmi plăcea foarte mult muzica. Și eram dornic să știu cât de mult puteam, cât puteam să acumulez informații noi, să știu cât mai multe despre muzică. Cu toate acestea, Mircea își dorește în permanență să progreseze, să se autodepășească. I invite Constantin Adrian Grigore and Mircea Dumitrescu. Am obținut 60 de premii întâi, dintre care 25 internaționale. Am susținut numeroase recitaluri în țară, cât și în străinătate. Pot să zic că una dintre cele mai mari realizări ale mele a fost atunci când am cântat alături de maestrul Horia Andreescu pe scena Operei Române, concertul de Ceaikovski în re major. A fost un moment de bucurie pentru mine, mie plăcându-mi foarte mult să cânt în fața orchestrei, să cânt cu orchestra. Eram foarte pasionat de acest concert și este și va rămâne unul dintre preferatele mele. Mai ales cântând alături de maestrul Horia Andreescu, a fost așa o bucurie mare să cânt lângă un om cu atâta experiență și cu atâta dăruire pentru muzică. Pot să vă spun că cu dânsul am studiat foarte mult și concertul de Ceaikovski înainte să-l cânt pe scenă. Și m-a ajutat foarte mult faptul acesta. M-a ajutat să cunosc mai multe despre concert, despre interpretarea lui și m-a făcut să mă simt foarte bine. M-a ajutat să-mi depășesc emoțiile. Era foarte bucuros. Țin minte că după concert era o coadă mare la culise. Toată lumea a venit și m-a felicitat, iar maestrul Gabriel Croitoru împreună cu soția dânsului au stat la coadă să mă aștepte să mă felicite, ceea ce pentru mine a însemnat foarte mult. Pentru Mircea, succesele din plan personal sunt răspunsul rugăciunilor pe care de fiecare dată le spune în gând înainte să urce pe scenă. Părinții mei și bunicii mei mă duceau de mic la biserică și îmi plăcea foarte mult să mă duc să ascult slujbele de duminică. Am simțit o conexiune foarte puternică între mine și Dumnezeu și s-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase și asta datorită lui Dumnezeu. M-am simțit foarte, foarte apropiat. Pot să zic că acum, că prin rugăciune și cântând și în strană, mă simt și mai aproape de El și cred că cel mai important pentru noi este să avem încredere în Dumnezeu. Pentru că dacă avem încredere în Dumnezeu, se pot realiza foarte multe lucruri bune. La mine, în biserică, eu cânt și în strană. Îmi place foarte mult să cânt muzică bisericească. Și cred că, fără ajutorul lui Dumnezeu, nu cred că aș fi putut să ajung unde sunt acum. Și cred că lui îi datorez tot. Pentru că el m-a ajutat să fac acești pași imensi către o lume nemai văzută. Pot să zic că lumea muzicii este una frumoasă, una plină de multe întâmplări bune, mai puțin bune, fericite, triste și așa mai departe. Pot întâlni în muzică absolut orice stare. Înainte să intru pe scenă, fac o cruce mare și zic, Doamne ajută! Când urc pe scenă, mă gândesc că nu trebuie să fiu cel mai bun sau să arăt lumii ce virtuos sunt. Mă gândesc că trebuie să arăt lumii ceea ce simt eu pentru muzică și consider că asta e cel mai important. Să împărtășesc gândurile mele împreună cu publicul. Asta e cea mai mare bucurie pentru mine. Vioara nu este singura pasiune pentru Mircea, acesta împacă impecabil vioara cu pianul și dirijatul. O pasiune a devenit și dirijatul. Pe lângă faptul că îmi place să cânt foarte mult în fața unei orchestre, îmi place să și conduc o orchestră. Și cred că este unul dintre cele mai frumoase momente, atunci când stai în fața unei orchestre și toată lumea te ascultă. Mulți îl cotează ca fiind excepțional. Am primit apelativul pe care l-am respins de copil minune, mi se pare tânăr minune, mi se pare o vorbă exagerată, însă un mare talent, așa este. Și asta înseamnă o mare responsabilitate. De aici încolo e un prag bacalaureat și mai departe încă o pornim, probabil că m-am întâlnit și el ce vrea, ce își dorește. Eu zic că să o luăm pe rând și să ne bucurăm de fiecare moment în parte și fiecare reușită. Dar din punct de vedere muzical, mă aștept la lucruri minunate. Și aici, dar și dincolo. Deja are invitații. El se tot devalează, ne arată iubirea pentru muzică în diverse feluri, da? Ieri, de exemplu, în clasă, era o fetiță care cânta concertul de Paganini la vioară și el făcea acompaniamentul la pian fără partitură. Deci cânta textul pianistului acompaniator, cântând cu partenera lui concertul de Paganini, tocmai ieșiseră din Olimpiadă. Cine nu știe chestia asta, că el e violonist, putea să creadă că e pianist, Dar și pianist fiind, i-ar fi trebuit partitura. Partitura n-a avut, au fost în el muzica, în urechi, peste tot. Examenul de pian complementar și l-a dat cântând partituri de pianiști, pentru pianiști, grele, complete și bine cântate, lucru însemnant de muncă. El n-a făcut an de muncă la pian. Deci asta înseamnă talent. Un talent care este șlefuit, întreținut și susținut. Și nu are interes al lui. Este acolo, nu poți să le iei de lângă muzică. Ce îl sfătuiți? Să rămână în țară sau să plece? Mereu este necesar să te duci și te perfecționezi, să vezi ce se întâmplă în lumea asta și să te întorci. Și iar să te duci și iar să te întorci, e liber. Acum, în timpul nostru nu exista această posibilitate. Știm cu toții cum este. Însă tare ar fi bine să înțeleagă lumea și din altă perspectivă și acum e așa o schimbare în lume, dar muzica parcă nu e aceeași, valoroasă sau nu. Eu nu vreau să-l văd pe el regretând că n-a plecat să-și urmeze vocația. Toți marii muzicieni, instrumentiști, dirișori au mers în lumea asta mare, în America, peste tot, ca să se îmbogățească. Este o lume de cunoscut și el face doar 19 ani acum. Trebuie să iasă.